Bună seara! Înapoi la argument, îl are în această seară invitat pe domnul Neagu Giuvara, pe care îl salut și îl îmbrățișez. Bună seara! Ca de obicei, găzduiți de Muzeul de Artă Apuseană Veche, inginer Dumitru Minovici. Și revenim la o întâlnire cu domnul Giuvara pe o temă care mi-a stat mereu la inimă, și anume posibilitatea de a prezice în mod rezonabil măcar liniile de evoluție istorică. Există, domnule Giuvara, știți, un argument faimos al lui Popper împotriva posibilității filozofiei speculative a istoriei. El a numit asta istoricism, adică ideea de a identifica niște tipare istorice, cum vă numiți dumneavoastră cartea, care pot funcționa ca niște legi de dezvoltare. Și identificând în trecut anumite tipare istorice, se pot spune și că în viitor, indiferent ce ar face oamenii, se vor petrece anumite lucruri. Însă, dumneavoastră ați dovedit că ați reușit o predicție istorică. Și anume, cartea dumneavoastră a fost tipărită la Paris în 1975. Da, era terminată în 1970, ca să spun așa. Da. Și ea se încheie cu niște concluzii pe care vreau să vă întreb când le-ați redactat. În cursul anilor 60, între 60 și 70, de fapt era o teză de doctorat cu Raymond Aron, i-am înmânat manuscrisul isprăvit, mă rog, roneotipat, în decembrie 70. Deci este scris între 60 și 70, nu pot să vă spun exact că... Deci putem pune undeva între 60 și 70 redactarea acestor concluzii care sunt din toate punctele de vedere, profetice. Concluziile au următoarele teme. Recapitularea câtorva fapte, nu ne interesează. 2. Consecințe posibile asupra metodei în sinteza istorică, o chestiune care privește lucrarea. Și punctul 3 este cel care ne interesează, pentru că de el se leagă emisiunea noastră. Punctul 3 este la ce fază se află civilizația occidentală. Încercare de diagnostic. Pax Americana, puneți întrebarea. Ultimii concurenți în lupta pentru hegemonie. Un nou ef mediu sau o perioadă intermediară? Sunt întrebări care se lămuresc în lumina cărții însăși. Da. Fapt este că dumneavoastră atunci, în anii 60-70, într-o situație în care Uniunea Sovietică, potrivit multor specialiști occidentali și potrivit multor găcitori în stele de atunci care erau kremlinologii, nu părea deloc o putere pe lichidare, părea dimpotrivă că Occidentul este mai degrabă pe lichidare și Rusia reprezintă o formulă a viitorului, era perioada în care un Fernand Braudel, un genial istoric, putea să spună că Uniunea Sovietică reprezintă ea însăși o civilizație. În cartea lui, era o eroare monumentală. În cartea lui Grammaire de Civilisation, Gramatica Civilizațiilor, publicată în 61, dacă nu mă înșel, există un ultim capitol dedicat civilizației sovietice. Da. Prin urmare, dar el a fost nițel influențat de marxism. Dar cine nu era în Franța? Da. Nu era Neagu Giuvara. Da, nu, dar să vă spun ceva. N-am să uit niciodată că cel mai mare ziar de opinie din Franța, care este Le Monde, care apare seara, în 1954 a publicat pe două pagini un articol foarte savant, scris de specialistul lor economic, și care spunea că în 1984, deci el prevedea peste 30 de ani, Uniunea Sovietică va depăși Statele Unite. 30 de ani înseamnă 1984. În 1984, care va să zică gândirea stângistă din Franța, când zic stângist că Le Monde trecea drept un jurnal, așa zis, obiectiv, dar nu era adevărat, nu era obiectiv. Avea niște câțiva scriitori din ei care erau, de pildă, acesta care ne face economia aceasta bizară, bazându-se pe statisticile sovietice care erau mincinoase. Și eu țin minte că în acel moment, din fericire, printr-un prieten român, Radu Pleșa, care fusese consilier economic al ambasadei române din Franța și avea multe legături cu oameni inteligenți francezi, m-a pus în legătură cu un profesor de la Școala Politehnică din Paris, Maurice Allais. Premiul Nobel pentru economie. Premiul Nobel pentru economie după 20 de ani de când vă vorbesc eu. Dar când vă vorbesc eu, adică când l-am cunoscut eu, în 54 sau 55,
nu putea să-și publice manuscrisul. Nici o editură franceză nu i-o lua. Extraordinar. O carte de 1000 de pagini în care dovedea în mod științific că puterea Statelor Unite economică, numai a Statelor Unite, fără să mai vorbim de Franța, Anglia, Germania, Italia, mă rog, Occidentul. Putem să-l punem și pe spaniolul pe vremea încă Franco, dar de tot Occidentul. Nu, fără Occident, numai Statele Unite erau de 2 ori și jumătate până la 3 ori mai puternice economic, ca energie, ca potențial industrial decât Uniunea Sovietică. Lucrul ăsta nu s-a putut publica. Eu am avut în mână manuscrisul lui Ale și, după cum spuneți, după 20 de ani era premiul Nobel de economie. Ca să vedeți, deci, cum a fost un adevărat complot împotriva adevărului istoric. Deci eu, pe de-o parte, pe baza acestei științe pe care mi-a revelat-o cartea lui Maurice Allais, puteam să spun, nu, domnule, nu se poate. Nu poate o țară care are 2 sau 3 ori mai multă putere decât să se lase în cele din urmă învinsă de Uniunea Sovietică. Dar, pe urmă, mie mi-a mai venit și în gând un lucru care cred este o originalitate a cărții mele, și anume faimoasa teorie cu cine conduce o țară de câteva zeci de ani, dacă e condusă de central sau dacă e condusă de periferici. Și un lucru, care e teoria asta? Teoria asta mea, care este în general răstălmăcită, zicând că este elitistă. Nu e deloc elitistă. E faptică, cum se spune în termeni comuniști acum. Am constatat întâmplător, datorită citirii cărții maestrului meu de la istoria antică, Jérôme Carcopino, care la rândul lui, de altfel foarte onest, cita pe un autor german de la mijlocul veacului al XIX, care cu tipicar cum erau prusacii, s-a gândit să vadă cine a condus Roma în momentul când Roma s-a ridicat. A constatat că Imperiul Roman, adică, mă rog, puterea imperială romană, cucerirea întregii Mediterane, mai întâi Spania, pormă Galia, pormă Orientul, tot nordul Africei, s-a făcut în 200 de ani de 35 de familii de la Roma, patriciene, care va să zică în perioada ascendentă a Romei, ea a fost condusă de o infimă minoritate și socială și etnică. Că de-abia odată la 100 de ani mai intra un homo novus în gruparea aia de aristocrați romani. Și după cum spune chiar ăsta, Jérôme Carcopino, această mică grupare avea niște semne chiar în togă. Aveau un fel de dungă albastră care îi distingea de ceilalți. Deci era o aristocrație, era aristocrație. Ori ei construiesc un imperiu. Ce se întâmplă pe urmă? În momentul când ajung la maximum, adică cei 12 cezari, familia lui Cezar, care degenerează în mod fantastic de repede. Mai întâi, niciunul din cei 12 cezari nu este fiul predecesorului. Dacă au un fiu, cum a fost Cezar, care a avut un fiu cu Cleopatra, ori e omorât, ori moare de moarte în altădea. August nici el n-a avut copii, băieți n-a avut decât fete, prin urmare a adoptat pe fiul nevestei și așa mai departe. Toți sunt adoptați de către tată. Plus că se termină cu 2 nebuni, cu Nero, cu nu mai știu care este celălalt, care va să zică această extraordinară concentrare într-o minoritate de calitate, degenerează brutal și nu mai se ocupă de imperiu. Și dacă iei de la Traian încolo, care este primul periferic, ca să zic așa, fiindcă e un roman născut în Spania, dintr-un înalt funcționar roman căsătorit cu o siriană. Numele de Traian e siriană. El deci este deja un fel de metis. Și toți succesorii timp de 30 de ani, enumăr în cartea mea, am lucrat luni și lungă zile nu la chestiunea asta, 300 de ani de împărați romani, afară de 3 dintre ei care doresc câteva luni, și care sunt italieni, toți sunt din afara Italiei. Este ceva. Cum vă explicați? Care vă să zică? În momentul când era ascendentă această împărăție romană, care pune capăt civilizației elenice, asta iarăși este interesant, ei sunt cei mai periferici de lumea elenică. Sunt elenici numai prin cultura aristocrației.
Aici un amănunt pe care nu l-a subliniat nimeni și eu îl subliniez. Știți dumneavoastră ce cuvinte, care sunt ultimele cuvinte ale lui Cezar când i-a asasinat și când îl vede pe Brutus, care era fiul nevestisii, pe care îl crescuse. Toată lumea spune, tu foc pe filimi. El nu a spus tu foc pe filimi. I-a spus pe grecește, ca sui tecnan, care va să zică Cezar acasă vorbea grecește. După cum, iertați-mă, da, boierii români de veacul al XIX-lea vorbeau acasă franțuzește. Și boierii ruși, la fel, la începutul secolului XIX. Dacă citești pe Tolstoi, e împănat cu fraze pe care între ei vorbeau pe franțuzește. Așa au fost aristocrații romani de 100 de ani, acasă vorbeau grecește. Pentru că Cezar, în momentul morții, să-i se adreseze fiului nevestii în grecește, înseamnă că așa îi vorbea acasă. Deci, vedeți, Roma este cea mai excentrică din lumea elenică și aici vreau să viu când fac comparație cu America de acum. Am făcut o comparație luând cele 11 civilizații pe care le putem izola și studia, mai mult sau mai puțin. Civilizația egipteană, civilizația mezopotamiană, civilizația indiană, chineză și până și cele două civilizații americane, adică precolumbiene, care n-aveau nicio legătură cu vechiul continent, dar mai grav, nicio legătură între ele. Mexicul nu cunoștea Peru, decât din auzite că ar fi ceva pe acolo, dar nu era o legătură între ele. Ori, și acolo se întâmplă exact același lucru, și anume, după teoria pe care o dezvolt eu, care totuși înseamnă că există un fel de ciclitate care se repetă peste tot, faza finală de unitate a unei civilizații, care este de fază imperială, să numim cum până acum au fost imperii, acum nu mai pot fi imperii, sunt hegemonii. Faza finală vine după 4-500 de ani de lupte între toți cei care sunt candidați la această hegemonie. Asta s-a întâmplat peste tot și am păstrat terminologia din istoria Chinei. Și anume că cei 500 de ani care precede devenirea lui Cice Huangti ca prim împărat cam cu 200 de ani înainte de Cezar, pe la 200 înainte de Hristos, 4-500 de ani înainte sunt 7 regate mici care se luptă între ele. Cine câștigă ultimul? Cel mai periferic, adică cel mai mestecat cu barbari, mai la nord-vest, și cel care intră ultimul în horă, ca să zic așa. Și atunci se repetă lucrurile și peste tot. Civilizația elenică se luptă între ei, mai întâi Atena cu Sparta, pe urmă vin macedonienii, vine Alexandru Macedon care vine prea devreme, pe urmă Diadoci lui se luptă între ei, adică cel care a moștenit Macedonia se luptă cu cel care a moștenit Siria, care se luptă cu cel care a moștenit... Deci continuă timp de 400 sau 450 de ani lupta pentru cine va fi superior. Și cine câștigă? Ultimul venut, Roma. Și de aceea se întâmplă același lucru și acum. Și anume că a început lupta pentru hegemonia în Europa în duelul lui Carol V cu Francisc I al Franței. 1520. Faceți socoteala câte sute de ani sunt până acum. A fost mai întâi această tentativă a lui Carol V, care de fapt avea, cum să spun, avea toate șansele de a stabili o unitate a Europei. De ce? Întâmplarea fantastică făcea că era moștenitor ca Habsburg, a, cum să spun, a dreptului de a fi ales împărat, dar asta era teoretic. Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Avea deja câțiva strămoși Habsburg care fusese împărați bunicului. Era deja regele Spaniei. Pe de altă parte, moștenise Spania. Și Castilia și Aragona, prin bunicii lui. Și mai moștenise și Burgundia, foarte bogată, care Burgundia se întindea și peste țările de astăzi, Belgia și Olanda, foarte bogate pe vremea aceea, cu cele mai bune țesuturi din civilizația occidentală. În plus de asta, de câteva zeci de ani, aveau coloniile din America, adică Mexicul și Peru, care le aduceau vase cu aur și argint în fiecare an. Deci el s-a gândit că putea să facă unitatea Europei. Avea toate atulele în mână. Și a rupt dinții, iertați-mi expresia, asupra țării care era între Germania și Spania, și anume Franța. Țara cea mai populată din Europa și cu monarhia cea mai bine stabilită deja de veacuri.
În plus de asta, cu un fel de nebun în fruntea țării, care era Francisc I. Un om de 2 metri. Un om de 2 metri într-o epocă când majoritatea bărbaților erau 12 cm mai puțin decât noi. Asta o știm după armuri. Niciunul din noi nu intră în armurile... Un bărbat înalt avea 1,60 m. Un bărbat înalt avea 1,60 m. Ori ăsta avea 2 metri. De altfel, el este prototipul caragios lucrurilor, că se spune, al lui Pantagruel și Gargantua, al lui Rabelais. Și acest Francisc I, după ce mai întâi este învins de Carol V-ul la Pavia și este prizonier la Madrid și semnat un tratat dezastros în alta, el când își revine în fire, ca să zic așa, inventă un lucru monstruos pentru epoca lui, se aliază cu turcul. Un Soliman magnific. Și prin urmare, Carol V-ul, care credea că a prins Franța în clește între Germania și Spania, este el însuși prins în clește între Franța și Turcia. Și deci visul superb al lui Carol V-ul de a face unitatea Europei se prăbușește cu el și continuă puțin cu fiul său Filip al II-lea, la care se neacă cu vasele lui în faimoasa invincibile armada care e. Bun. Deci se termină tentativa spaniolă, să numim că asta e prima tentativă spaniolă. Începe tentativa franceză, care durează de la Ludovic al XIV, la care și el a crezut că stabilește un fel de Europa franceză, și se termină cu Napoleon. Că veacul al XVIII-lea francez, care din cauza, toți istoricii acum sunt, cum să spun, hipnotizați pe Revoluția franceză. Și își închipuie, deci, că veacul al XVIII-lea francez, toate mergeau prost. Dar nu e adevărat, dar nu. E fals. E tot pătate de fals. Franța, din veacul al XVIII-lea, e țara cea mai populată din Europa, are cele mai bune drumuri, a inventat cea mai bună artilerie. Revoluția franceză este o catastrofă, iertați-mă la părerea mea. Nu era deloc necesară, trebuiau reforme. Bineînțeles, trebuiau reforme. Dar nu revoluție. S-a fost o catastrofă. Oricele alte țări care au știut să facă reforme, cum este Anglia sau Germania, au depășit pe urmă Franța în veacul al XIX-lea. Revoluția franceză a nenorocit Franța. Deci suntem în continuare în logica epocii statelor combatante. Bun. Și atunci, după tentativa franceză, va fi tentativa germană, care începe cu Bismarck și se termină cu Hitler. Deci 1870 și ceva, 1945, când se prăbușește. Și ne găsim în ipoteza, după cele două prime războaie, 1914-18, 1939-45, ne găsim în 1945 într-o poziție foarte ciudată, și anume că din toate marile puteri, care de 500 de ani, 400 și ceva de ani se băteau între ele, au căzut aproape toate la pământ, au rămas cine? Cele două periferice, care fusese răghicite aici, iarăși trebuie să ridicăm un nume care este, după părerea mea, genial, și anume Alexis de Tocqueville. Iată un tânăr magistrat francez din 1830, care se simte prost în pielea lui, ca să spun așa, că el e din tată legitimist, Revoluția de la 1830 a dărâmat deci această categorie legitimistă, dar el e liberal de mentalitate. Și atunci s-a gândit, ca să nu supere nici pe părinți, nici pe cei care îl folosesc ca tânăr magistrat, a cerut un an sabatic, că să se ducă în America, ci că să studieze noul sistem carceral american. S-a auzit prin ziare că americanii au inventat ceva mai civilizat din punct de vedere închisori decât era în bătrâna Europa. Și se duce acolo cu un coleg al lui Beaumont ca să studieze închisorile din America. Îl lasă pe Beaumont să se ocupe de închisori și el, pe jos, călare cu barca, cu un an de zile cu acele 13 state mici americane. Ce timpuri! Și se întoarce la Paris, scrie o carte genială, care are un anumit succes așa, într-o societate, ca să zic așa, care se numește Despre democrația în America. Și în această carte, care a fost în două volume, la 2 ani interval, nu mai știu dacă în primul sau în al doilea volum, face o predicție fantastică pentru 1830. Cele două mari puteri peste 100 de ani vor fi Rusia, ceea ce era ușor de ghicit în 1830, că țara care invitese pe Napoleon, care era cea mai populată din Europa, va fi cea mai mare putere din Europa. Dar să ghicești în 1830, că țărișoara abia închegată în Statele Unite. Asta avea 3 milioane jumate? Atât. Va fi marea putere din veacul următor,
asta trebuia să ai un flair absolut genial. Și asta se întâmplă în 1945. Ne găsim cu cele două extreme, de aceea cei care mi-au făcut coperta cărții este genială. Adică au vopsit cu roșu pe un glob Statele Unite și Uniunea Sovietică. Adică cele două mari puteri care au rămas în picioare după sute de ani, că s-au bătut alții. Doar că e altă profeție aici. Ele sunt extreme peste Atlantic. Peste Atlantic, da. E, și atunci, mica profeție pe care am putut o fac eu, bazându-mă că Statele Unite ale Americii sunt mai tineri, fiindcă sunt încă în faza a fi conduși de 200 de ani numai de white anglo-saxon protestant, de anumită minoritate. Deci ei sunt într-o fază ascendentă. Asta venea, ca să spun așa, în suplimentul teoriei lui Maurice Allais, că din punct de vedere economic sunt mai puternici. Eu am zis că și din punct de vedere al vitalității, fiindcă sunt încă conduși de centrali. Europenii când au încetat să fie conduși de centrali? Cu Revoluția franceză, de pildă, în Franța și în celelalte țări, cum e Anglia, de pildă, prima dată că a apărut un periferic, doi deodată, în jurul 1850, Disraeli evreu și Gladstone scoțianu. Înainte erau numai englezi, propriu-zis. Ori englezii, în totalitatea insulelor britanice, care pe vremea când francezii erau 26 de milioane, ei erau 10 milioane și englezi numai 5. Ori englezii se luptau, nu scoțienii sau irlandezii, care erau oarecum periferici, conduceau numai englezii. Ori la mijlocul veacului al nostru și în Anglia începe să apară cei pe care ei îi considerau ca excentric, adică scoțianul, Lloyd George, care este din țara Galilor, evreul Disraeli și vorba mai fost alții, da, Horbeli și așa alții. Da. Deci în Anglia se petrece cam cu 50-60 de ani după Franța. Dar pentru Revoluția franceză, într-adevăr, avem o venire a perifericilor prin revoluționarii francezi. Dar Republica a III-a își recrutează cadrele dintr-o zonă foarte restrânsă a Franței. Până la stadiul actual, care este fantastic, când te gândești că la alegerile precedente care au avut loc, Partidul Socialist și toată stânga, mai întâi aveau patru candidați, toți patru erau evrei. Se poate, domnule, dintr-o țară de 60 de milioane de locuitori. Hollande. Cine era Hollande, care e bărbatul lui Ségolène Royal, era Strauss-Kahn, care acum este Fabius și Fritz Lang. Da. Pe urmă, ăștia patru s-au înțeles între ei să aleagă pe amanta unuia din ei patru, al lui Hollande, adică pe frumușica de care, din fericire, a fost răsunată de cine? De un ungur pe jumătate evreu. Adică e maghiar nobil, maghiar de partea tatălui și de partea mamei evreu sefarat. Era Salonic, altă categorie. Da, dar în orice caz e totuși impresionant că Franța, în momentul de față, e într-adevăr condusă de periferie. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că e pe calea decadentă serioasă. Putem spune că și pentru Statele Unite joacă același ele? Asta este, de aceea, la sfârșitul cărții mele, când îndrăznesc să fac încă o dată un lucru care n-ar trebui să-l facă filozoful istoriei, să fac și diagnoză, America dintr-o dată trece prea rapid de la faza unde era condusă exclusiv de white anglo-saxon protestant până la Kennedy și îl ucide pe Kennedy după 2 ani, deci nici măcar nu l-au lăsat să-și termine mandatul. Și nu-mi spuneți că este întâmplător. Acum s-a dovedit. S-a dovedit că el a fost ucis de CIA plus mafia. Mafia căruia Kennedy făcuse promisiuni pe care nu le-a ținut. Și atunci CIA s-a folosit de mafia ca să... Mă rog. Asta e interpretarea lui Oliver Stone. Nu, dar e verosimilă. E foarte verosimilă. În orice caz, Kennedy a fost asasinat. Și ce se întâmplă în general la lucrurile acestea, adică crima are efect de bumerang. Imediat după asasinarea lui Kennedy, din potriva au început să iasă la lumină și să devină ministreabil, ca să zic așa, și prezidențiabil o grămadă de periferici. A venit un Mușchi care era polonez, a venit Dukakis care era grec, au avut ca ministru de externe pe
Kissinger, care era evreu german, născut în Germania, l-au avut pe Colin Powell, tot așa, pe tinerica asta, foarte deșteaptă, eu îi spun condoleanța rece, condoleanța Rice, nu așa? Deci au sărit imediat la o fază unde sunt foarte apropiați de, și dovadă că îl aleg pe un seminegru. Sunt două tipuri de judecăți diferite. Atunci când văd componența populației, fac o judecată esențialmente demografică. Preponderența previzibilă a elementului hispanic față de cel anglosaxon e limpede. Statele Unite în 50 de ani vor fi mai degrabă vorbitoare de limba spaniolă. Au publicat în septembrie anul trecut că în 2040 cei de origine albă, adică indo-europene, ca să zic așa, vor fi 42% din populație. Și restul? Păi restul sunt amestecătură. Bineînțeles, sunt cei de origine neagră, sunt cei de origine galbenă și sunt cei de origine sud-americană. Deci sud-americanii nu mai sunt albi? Dacă nu sunt albi, să fim cestiți. Sud-americanii nu sunt albi, adică sunt o zecime albă, maximum. Și aia sunt, ca să zic așa, aristocrația care îi conduce încă în Argentina sau în Brazilia sau așa, dar cei care fug sunt indieni puri, chiar din regiuni care n-au învățat spaniolă în 400 de ani, undeva prin Anf, acolo prin Peru și prin Chile. Sunt regiuni întregi unde sunt populații care nu știu spaniolă după 400 de ani, vorbesc încă limba lor aia vechi. Care este puterea sistemului american? Mă refer la sistemul politic și la sistemul general vorbind, sistemul cultural. Prin sistem politic înțeleg puterea Constituției americane și a tradițiilor legate de instituțiile... E foarte puternică, e admirabilă. Cum a rezistat 200 de ani? Înseamnă că America va rezista chiar cu această modificare demografică și culturală masivă. Care este puterea sistemului cultural american? Ei pot să-i asimileze în mod extraordinar, fiindcă într-adevăr așa s-a întâmplat de 200 de ani încoace. Fiecare nouă grupare, după o generație sau două, a devenit curat americană. Deci cred că sunt în stare. Și atunci de ce spuneți că transferul de putere de la central la periferici reprezintă un semn de decadență? E un simptom de decadență. Și această decadență deci va continua vrând nevrând, dar nu din cauza periferiilor, ci fiindcă centralii au slăbit. Dacă au slăbit, cu atât mai rău pentru ei. Înseamnă că asta merită. Obosarea lor psihologică îi descalifică. Și nu mai merită să stea la putere. Dar vin periferici și adoptă agenda centralilor, care nu mai sunt demn de ea, și o susțin mai departe. În secolul III a făcut observația, toți împărații romani sunt din afară. Mileniul de existență al Imperiului este serbat de un arab. Da, iar ceilalți, toată seria, Dioclețian, Constantin, Teodos, deja, sunt dinarici, sunt traci, sunt daci, sunt de toate. Da? Deci, dar asimilați romani, însă totuși decadența continuă. Ei nu o provoacă, dar nici nu poate să o împiedice să devină definitivă. Dacă ei sunt simptomul decadenței, care este cauza ei? Asta e oboseala psihologică, ceea ce numesc. Adică orice societate obosește la un moment dat și nu mai produce. Relativismul este un semn de oboseală psihologică? Probabil. Pentru că America a devenit relativistă. Da, da, vedeți că și în momentul când nu mai crezi în ceva, când devii sceptic și alta, este deja o dovadă că nu mai ești stabil pe credințele tale. Dar uitați-vă la Europa, care nu mai are în momentul de față, la toți creștinii, fie ei catolici sau ortodoxi sau protestanți, decât circa între 10 și, depinde de țări, între 10 și 20% de practicanți ai religiei. Adică degeaba spunem că sunt botezat creștin, dacă nu mă duc niciodată la biserică și nu fac rugăciune dimineața și seara, înseamnă că nu sunt creștin. Ori în Europa de astăzi nu mai e decât 10% creștini. Și de aceea mie teamă de intrarea Turciei în Europa cu 70 de milioane de musulmani, care ei toți sunt credincioși. Și de aceea cred eu că ceea ce riscă să scurteze această egemonie americană nu este numai faptul că la ei sunt de acum probabil pe o pantă descendentă, dar fiindcă exteriorul este foarte primejdios.
lumea asta arabă, care nu vrea să se occidentalizeze. Nu vrea sau nu poate? Că religia îi împiedică. Pe de o parte, ei în fond sunt rupți în două. Că își dau seama că progresul economic depinde de în ce măsură s-au occidentalizat. Iar puterea politică depinde strict de puterea economică. Deci dacă nu se modernizează economic, nu o să aibă nici putere politică. Credeți că se poate să se mențină încă multă vreme un stat ca Arabia Saudită sau toate emiratele acelea din Golf? Alea o să zboară la un moment dat, e clar. Când mașinile o să treacă pe combustibili de alt tip. Pentru că toată bogăția lor este focalizată exclusiv pe petrol. Da, dar de ce credeți că petrolul ăla nu profită unor proletari? De ce să profite numai familiei regale în momentul de față? E o întrebare. De ce aceste țări cunosc mișcări politice revoluționare leniniste îndreptate împotriva Occidentului, da, și nu mișcări leniniste revoluționare îndreptate împotriva elitelor lor? E, da, dar noi nu știm ce se întâmplă acolo. Într-o bună zi o să explodeze, cred. Nu poate să dureze la infinit. Ați aplicat schema dumneavoastră asupra civilizației arabe și asupra musulmanilor de astăzi? Există la pagina 277 a cărții noastre Civilizații și tipare istorice. Văd că mă cunoști mai bine ca mine, da. O afirmație spuneți așa, astăzi, ceea ce înseamnă anii 60, în ciuda vitalității religiei musulmane, deja era vizibil că e foarte vitală religia musulmană. Da. Civilizația arabă este în plină dezagregare sub șocul Occidentului. Mai mențineți afirmația asta? Nu mai mențin. S-a dovedit din potrivă că este într-o stare de revoluție... De coagulare. Șocul Occidentului, da, a coagulat-o. Da. Aici m-am înșelat în previziunea asta cu... E clar că ce se întâmplă... Alt lucru pe care l-am spus în alt context, și anume că fiecare religie, ca și fiecare civilizație, își are o anumită vârstă. Băgați de seamă că creștinii occidentali, catolicii, ca să-i zicem acum, până la anul 1000 începuseră să nu mai creadă. A fost un moment de dovadă că s-a ales o papesă, Ioana, papesa, de unde de atunci încolo se pare că la fiecare alegere de nou papă trebuie să se verifice dacă le are acolo de destul de independente, să e cunoscută chestiunea. Deci s-a ajunsese pe la anul 1000 că nu mai știau. Asta am mai aflat de la cineva, dar nu știu dacă e adevărat. Vă dau cum am aflat-o. Nu mai știau să facă cruce, țăranii din Italia, de pildă. Și atunci, ca să învețe să facă cruce, îl punea în fața lui. Și crucea se făcea cum facem noi. Dar ăla care e limitat în față a făcut în sens invers. Și de aceea catolicii fac cruce în sensul ăsta, fiindcă pe la anul 1000 nu mai știau să facă cruce. Ei, nu se poate. Da. Și au venit franciscanii, au venit călugării, se duceau pe la țară ca să îl punea pe om, mă, așa se face crucea. Și deci îl punea. Și ăla imita, dar făcea invers. Și așa a rămas. Oare e de crezut? Mie mi se pare că este verosimilă chestiunea. Că nu există niciun motiv ca să existe două feluri de a face crucea. A existat un singur fel la origine, care este felul nostru. Și pe la anul 1000, care v-a să zică, religia creștină a fost bolnavă pe la anul 1000. Și dintr-o dată, 100 de ani pe urmă, vine perioada cruciadilor, care în fond a fost scornită de papalitate. Ca să se termine cu luptele interne între feudali și un alt, hai să-i trimitem pe toți împotriva musulmanilor, care erau mult mai civilizați decât occidentalii de pe vremea, când au sosit cruciații ăștia sălbatici acolo, au dat de o civilizație mult mai matură și bogată și rafinată și una alta. Muzulmanii, care s-au născut cu 600 și ceva de ani după creștinism, nu? Mahomet, 600 și ceva. Da. Ei au deci vreo 600-700 de ani mai puțin ca vârstă de religie. Ei se află în momentul de față în perioada cruciadelor noastre. De ce asta așa de nebun? Ei nu mai judecă. Acolo nu mai e nimic rațional. În felul cum activează, este pasional. Ei sunt într-o fază de luptă religioasă. Și este foarte periculos. De aceea mă tem de un nou evmediu. Ce înseamnă un nou evmediu?
este unul din elementele pe care îl subliniez în cartea asta și care mă face să cred că această egemonie americană, nu din vina lor, dar din vina ansamblului planetei, ca să spun așa, să începem un nou ev mediu. Care este, după mine, barometrul? E arta. Arta și gândirea. Când s-a făcut o mare cotitură în arta și gândirea occidentală? Între 1905 și 1913. Înainte de primul război mondial. N-are nicio legătură cu primul război mondial. Multă lume a crezut că toate schimbările astea mari în arta, în alta, e din cauza. Dar nicio legătură. Toate încep la 1905, uite, cu Brâncuși, cu muzica dodecafonică de la Viena, cu Bela Bartok, cu Kafka în literatură, cu Freud în... Marile schimbări în gândire și în artă au loc la începutul veacului al 20-lea. Da. Deci asta mă îngrijorează, că este un caz unic din câte cunosc, că în general schimbările astea masive în gândire și în artă se petrec mult după căderea civilizației, adică când a început deja civilizația cea nouă. Uite, de pildă, dacă luăm civilizația occidentală, când apare o artă nouă, arta romană și arta gotică? La 5-600 de ani după căderea Imperiului Roman. Ori schimbările astea ale noastre de la 1905-1913 se petrec înainte de stabilirea egemoniei americane. Precedă. Aici e o bubă. Nu-i valabilă schema? Nu-i valabilă schema. Sau eu, cum să spun, e o frântură, e o spărtură în schemă. Și asta ar însemna că deci nu poate să dureze această hegemonie, fiindcă deja a început evul mediu. Dar ce înseamnă un nou ev mediu? Un nou ev mediu înseamnă că nu mai credem în toate credințele care s-au crezut până acum. Și băgați de seamă, un detaliu, tineretul care se revoltă acum, se revoltă fără să aibă niciun ideal. Când se revoltau tinerii în veacul al XIX era ca să aducă Republica sau ca să aducă cutare sau ca să... Nu? Ăștia care se revoltă acum, se revoltă ce? Ca să spargă, ca să strice, ca să ardă, dar ei nu știu ce vor. Știți cum se cheamă asta? O eliberare în nimic. Păi da. Deci asta iarăși este o probă că e ceva care e bolnav în civilizația noastră în momentul de față. Și de aceea eu mă tem că acum eu nu mai pot să-l trăiesc și nici nu vreau să-l trăiesc la vârsta mea. Dar cei care au acum 20 de ani să se păzească, ei o să intre într-o perioadă de mari dificultăți. Războaie, revolte interne... Ați văzut ce a fost la Atena acum câteva săptămâni? Păi, dar uite, chestii din astea, care nu... Te întrebi așa, pentru că moare un tânăr care nu știu ce, nu știu cum, dar cum a fost și în Franța anul trecut. Niște tineri care furau nu știu ce, să trage în ei... și de atunci se revoltă, să ard sute de mașini, să revoltă și zile întregi. Asta mă îngrijorează pentru viitorul foarte apropiat. Iraționalitate, revolte fără scop, haos. Și la asta puterea americană, care este încă foarte mare, nu știu dacă poate multă vreme să pună stabilă. Rusia? Eu cred că noi ne speriem de Rusia. În ce stadiu e Rusia? Mai de nici ei nu fac copii. Ei sunt mai mult decât toți ceilalți într-o decadență demografică fantastică, ceea ce este un semn de oboseală. Și noi suntem așa. Și noi românii la fel. Plus emigrația. Dar noi sunt două lucruri. Nu facem copii în țară și cei pe care îi facem pleacă în Occident. E un lucru fantastic, lucru care este o boală care ne-a venit de la comunism. Înainte românul nu fugea. Fie pâinea cât dărea, tot mai bine în țara mea. Românul nu emigra. A trebuit comunismul ca să emigreze românul, să nu-și mai iubească țara. Dar poate că nu emigra pentru că era pur și simplu limitat, nu știa că se poate. În timp ce Transilvaneanu, care era mai iluminat, știa că se poate. O fi și asta. Dar fapt este că nu emigrau. Iar rușii? Nu trebuie să ne mai temem de ei? Eu cred că nu trebuie să ne mai temem de ei. Acum fac șantaj din cauza gazului și gazul și cu petrolul lor e din prostia occidentalilor. Nu numai prostie, dar și ticăloșie. Un tip ca Schröder, e cumpărat.
E un caz unic. E o rușine. Un fost cancelar german să devină... Un fost cancelar german care a fost cumpărat de Gazprom. E un lucru care e fățiș. Și sunt mulți intelectuali occidentali care... ei, cum să poate să fi devenit tributari ai petrolului și gazului rus? Când putea să se străduiască ca să iasă mai mult gaz, de pildă, în Norvegia, care are, sau să gazească în alte părți, în Africa de Nord, de nou. S-au precipitat la Rusia, fiindcă mai se întâmplă să fie și plătiți. Domnule Giuvara, ne apropiem de sfârșit și vreau să fac o recapitulare a argumentului acestei emisiuni. În anii 60, domnul Neagu Giuvara a scris o carte care în francezește se cheamă, eu traduc, Civilizații și legi istorice, o încercare de studiu comparat al civilizațiilor. Cartea a apărut în 75, a fost predată lui Raymond Aron, conducătorul de doctorat în 70, și conținutul ei este elaborat pe perioada a 19 ani cât ați lucrat la ea. 51-70. Da. Concluziile sunt scrise în anii 60 și conțin o profeție realizată, pentru care vă felicit. Aceea că în marea competiție dintre cele două puteri periferice, Rusia și Statele Unite, vor câștiga finalmente Statele Unite și că după unificarea întregului spațiu occidental, acest lucru se va face printr-o Pax Americana. Lucrul a fost verificat. Acum câteva luni, trei mai precis, domnul Giuvara a publicat o carte, Războiul de 77 de ani și premizele hegemoniei americane, 1914-1991, în care, pornind de la profeția împlinită pe care ați făcut-o, continuă să propună un diagnostic asupra lumii moderne și o interpretare a istoriei noastre recente, în sensul că cele două războaie, cu perioada dintre ele, pentru dumneavoastră, constituie un continuum... Un mare război care a adus la hegemonia americană. A prin acest de, un război civil european care a condus la scoaterea din istorie a principalilor competitori europeni de sute de ani și fi la ducă pe perifericul care era american, care a unificat Europa. Domnule Giuvara, vă mulțumesc foarte mult. Don't mention. Și e un lucru pe care vreau să-l menționez încă o dată. Inteligența, informația poate conduce la predicții rezonabile atunci când ea se combină cu ceva pe care dumneavoastră îl aveți, majoritatea dintre noi nu-l avem, l-a avut Tocqueville, și să nu spunem ce este acel lucru, dar îl aveți și dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc.